Polițiștii olteni desfășoară acțiuni pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar în apropierea unităților de învățământ din județul nostru. De data aceasta, ei au fost prezenți în localitățile Scornicești, Potcoava și Făgețelu pentru a depista elevii care chiulesc de la școală. Mai mulți copii care trebuiau să fie la ore au fost identificați de către polițiști care le-au explicat importanța frecventării cursurilor școlare. Oamenii legii au verificat și barurile, sălile de jocuri de noroc și parcurile. În cadrul activității au fost identificați 9 elevi care absentau de la școală, acestora fiindu-le explicată importanța frecventării orelor de curs, dar și respectarea regulamentelor școlare. O altă activitate desfășurată de către polițiști a fost aceea de verificare a barurilor, a sălilor de jocuri de noroc și a parcurilor din zonele adiacente unităților de învățământ, sens în care a fost monitorizat și modul de acces respectiv de ieșirea elevilor din unitățile de învățământ. Scopul acțiunii a fost acela de a preveni absenteismul școlar și victimizarea minorilor, fiind discutate teme privind comportamentul copiilor și tinerilor în școală și în societate, dar și necesitatea participării la orele de curs, astfel încât aceștia să nu devină autori sau victime ale unor infracțiuni. Prin aceste activități, polițiștii își doresc să fie alături de elevi pentru a învăța să fie membri responsabili ai societății noastre, dar și să-i ferească de pericolele care pot apărea în situația în care lipsesc de la școală, printre care consumul de alcool, tutun sau droguri.